Oameni buni, penultima concurentă este și cea mai tânără dintre toate și vrea să cucerească juriul cu două ingrediente magice. Unul folosit în cozonac, al doilea șarmul ei. Pentru că începe cozonacul de aur! Mi se pare firesc să invit acum la pupitre pe membrii jurului nostru, președintele forului decizional. Acest om care vine tocmai din Colentina, de la cozonocăria lui. Credeți-mă că nu i-a fost ușor. Linie de tramvai blocată, circulație grea, dar totuși a răzbit. Și astăzi a ajuns prin vânt, prin furtună și prin aglomerație, domnul Nea Vasile! Să trăiești, domnul Nea Vasile! Ce faci, Nea Vasile? De la voi. Cum merge cozonocăria? Merge bine. Merge bine. Domnul Nea Vasile, oameni buni, este prietenul nostru. Când mai trec pe strada dumnealui, când duc copiii la școală și la grădiniță, Nea Vasile, pe cuvântul meu, la 7 dimineața este acolo. Atunci sunt sătul de treabă la 7. E sătul de treabă la 7 dimineața. Bravo, Nea Vasile! Ce-ți mai place să faci cozonaci? Domnul Nea Vasile, să trăiți! Cozonocăria lui domnul Nea Vasile. Merge mai departe la talentatul, exigentul șef de șef, Greta. Stai că încă nu pleci pe insulă. Alex Cârțu, vicepreședinte! Te salut, Alexandru. E șef de șef sau era chef de chef? Chef de chef? Ai prins perioada aia, a? Da, am prins. Și cum era piesa? Vei stau în Pantelimon. Ah, și asta chef de chef e de la Biggie Mafia, nu? Da, da. Da, 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 da. Îmi place că ți-ai asortat ceasul cu... Da, cu tunica. Cu tunica, exact. Bravo. Vei să vezi dacă sunt gras. Ai slăbit, oricum ai slăbit. Toată lumea îmi zice, domne, cât de gras arăți la televizor. Nu ești atât de gras, în realitate. Eu m-am obișnuit de 12 ani zi de zi aici pe la fel. Adică eu mă usuc pe picioare când ies de aici, dar oamenii cred că sunt gras. Alex, teacher. Cârțu, vă mulțumim mult că sunteți cu noi și existați. Și eu vă mulțumesc. Dragostea? Bine de tot. Bine, mă, bine. Mulțumesc. Dau un cozonac la sfârșit. Bine? Da. Ce cozonac mănânci? Să ne dai și nouă. Bine. O aduc, aduc. Da, adu-ne de la ciucă! Tu știi cum e Alex Cârțu cu dragostea? Pa! Bine. Antibiotice? Nu mă, are cozonac cu nucă, e altă treabă. Ne aduce și nouă, stai liniștit. Așa, acum țineți-vă bine, oameni buni, pentru că juratul surpriză este un campion, este prietenul nostru, un om care ne place foarte tare și ne bucurăm că a renunțat la dietă pentru competiția noastră, cozonacul de aur. Cătălin Moroșanu! Salut! Te salut, campionule, ce salut. Faci? Uite, din cauza ta, iar las fastingul la o parte. Eu cred că, cred că dacă mai vin de câteva la emisiunea ta, cătă, uite așa, pun un burtă în față. Da, eu zic că poți să te ții de dieta ta de fasting, adică să mănânci repede cozonacul. Ce înseamnă, mănânc o dată pe zi, mănânc cozonacul ăsta și gata, nu mai stau la discuție. Păi nu, că nu-ți dau un întreg, doar o jumate. A, jumate? Da, stai. Îți mulțumesc frumos, mă așteptam. Da, mâncai cozonac când erai mic, mănânci cozonac și acum? Băi, cătă, tu ai un moldovean. La noi, Moldova, sunt cei mai șmecheri cozonaci din România. Deci atunci vei fi un jurat sever? Foarte sever. Deci fără Caterinca, deci, crede-mă, dau note foarte... Pe mici. Bune și pe corectitudine. Da. Bine. Bine. Te salut, Cătăline. Vorbim. M-am speriat eu. Dar vă dați seama, concurenta. După cum am anunțat la începutul emisiunii, astăzi vine cea mai tânără concurentă din concurs, Ciucă. Și pentru că Raluca Pitaru este tânără, de unde a luat rețeta, este întrebarea. Ei bine, de unde credeți? De la bunici, de la străbunici, nu? De altundeva. De la mama soacră. Nu de la mama soacră. De altundeva. De la soț. De la soț, nu? De altundeva. De pe internet. Mă rog, haideți să vedem povestea cozonacului și apoi o invităm alături de noi pe fată senzațională. Este Pitaru Raluca, am 29 de ani, sunt din București și astăzi am să vă pregătesc cozonacul cu cremă de ciocolată, nucă și rahat. De cât timp faci cozonac, Raluca? Cam de un an și două luni, cam așa. Și cum a început această pasiune? Sincer, nu am să moștenesc, să zic, de la cineva, pur și simplu de când am doi copii și mi-am dorit foarte mult să le pregătesc eu, nu să le cumpăr din comerț. Am început să mă interesez, să studiez, să exersez și
așa a devenit o pasiune. Mi-am dorit să mă înscriu la acest concurs pentru că am primit destule aprecieri și am vrut să văd cam cât de departe poate ajunge cozonacul meu. Cum ai descrie familia ta în câteva cuvinte? Superbă! Cea mai frumoasă! Nu știu, mă simt foarte norocoasă cu ei și mi-am dorit foarte mult doi băieți și mi-a dat Dumnezeu doi băieți, nu mă așteptam. Și povestea de dragoste dintre tine și soțul tău, cum a început? Lasă servici. Eu lucrez în vânzări, mai exact cu hainele. Întâmplarea a fost să lucrăm în același magazin. Nu s-a gândit nimeni că se va ajunge aici, dar totul a decurs normal și simplu și cred că de asta s-a și înfiripat această poveste. Când ai te dat seama că el este, va fi tatăl copiilor tăi? După un an, după ce ne-am hotărât să devenim mai mult decât prieteni, am simțit că totul se leagă între noi și mi-am dorit foarte mult un om care să mă respecte, în primul rând. Pentru că, bine, și automat și eu să-l respect pe el. Contează cel mai mult într-o relație respectul. Cozonacii sunt gata, s-au și răcit puțin, încă miros foarte, foarte bine. Eu propun să gustăm. Sigur. Ia să vedem. Foarte, foarte bun. Mă bucur. Chiar mă bucur că îți place. Acesta a fost cozonacul meu cu cremă de ciocolată și sper din suflet să fie pe placul juraților. Oameni buni, o poftim alături de noi pe cea mai tânără concurentă a cozonacului de aur, nimeni alta decât Raluca Pitaro! Bună, Raluca! Ce mai faci? Te cheamă Pitaro? Da. De la pită? De la pizza. De la pizza, perfect. Ea este Raluca, te rog frumos să-și o pirietă, să te vadă juriul foarte bine, să se emoționeze. Te rog frumos să iei un loc în fața juriului și spune-mi sincer de cine ți este cel mai teamă. În momentul ăsta de toți. De toți, nu? Când îi vezi așa, uite-te cum se uite. Sunt și flămânzi acum, îți dai seama? Când ai făcut? Dimineață. De dimineață? Da. Deci să știi că arată foarte bine, dar eu am înțeles că cozonacul ăsta trebuie făcut câteva zile înainte ca să fie, de asta e o rețetă specială și e foarte gustos, nu? Da. Copiii ce-ți fac? Dorm. Luca? De... Luca și Iacob, nu? Luca și Iacob, da. Să-ți trăiască, mulțumesc, să vă trăiască. Deci eu acum nu văd jurizarea. Nu. Dar simt pumnii, da? Îți dai seama. Perfect. Oameni buni, avem doi cozonaci, pe care îl duc la juri. Care n-am nicio... Nicio problemă, da? Da. Perfect. Asta înseamnă, mă, să ai încredere în tine, concurente hotărâte. Acesta este cozonacul pe care vreau, stimații jurați, să-l vedeți. Stați o secundă să-i dau costumul de baie jos. Pentru că Cârțu se uită și aici să vadă dacă e ars și nu e ars. Mamă, ce bine arată! Pe cuvânt că e de revistă, hai că n-aveți ce să ziceți. Cătălin, să știi că acest cozonac, cel de-al doilea, este pentru tine. Noi așa ne plătim jurații în cozonac. Frumos, așa da, mă! Mă simt și eu important. Te rog frumos, adică nu pleci cu mâna goală de la noi, de la emisiune. Da. Prima dată ne uităm la cozonac, când analizăm dacă are bucle, dacă e ars, dacă nu e ars, dacă, mă uite, chestii de genul ăsta. Da, da, da. Zi, Alexandru, cum arată? Este destul de sexy, să știi. Aaaa, îmi place cum gândești. Perfect. Domnul Nea Vasile, ce aveți de zis în apărarea arată noastră? Arată frumos, dar fulgi ăștia de mindală. Urene, lasă-mă, mânene. Ieri nu vă plăcea Susana, azi vă plac fulgii de zahăr pe el. Cum? E prea încărcat la exterior. Dar arată foarte bine. Iar uite, fulgii de migdale, dau eu jos acum, dacă trebuie. Sunt chiar foarte gustoși, pe cuvântul meu de onoare, chiar arată foarte bine. Catalin, îți place cum arată? Mamă, ce bun sunt fulgii. Hai să mă uit și eu puțin cum se uită și ei. Mamă, având în vedere că sunt 3-4 bule pe aici și așa mai departe, habar, dar nu știu, mie îmi place cum arată. Îți place, să fie gustos, gustul e cel mai important. Gândim la fel, simțim la fel, exact. Catalin. Perfect, vă rog frumos să-l tăiem, pentru că mâine mai avem o concurentă și vineri finala și vrem să vedem câte persoane ajung în finală. Ia să vedem. Dar de ce n-ai mai bătut așa de tare? E mă, înseamnă de mine. Mai am excepția de ăsta, mă, că așa vrea să... Chiamat speria să mor dacă nu m-a sperat. A sărit de pe scaun. Da, vedem la reluare.
Perfect, tăiem cozonacul. Da. Mamă, simt că are exact tot ce trebuie în el. Nu mă mai sperie, dar stai liniștit. Ia. Mamă mia! E plin de cremă, dar arată... Hai că am văzut ce ați comentat, repede, da, care o mică găurică aici v-ați luat din chestia asta. E exagerat de încărcat și... Păi exagerat pentru că e Crăciunul, de Crăciun fii mai bune, Vasile! E exagerat, nu? Uite, de exemplu, mie îmi place cozonacul să fie încărcat cu de toate, așa, să mănânci și să te linși pe degete, vorba aia. Cătălin, da, prima felie merge către tine, stai puțin să tai așa, da, mai... Mai cu atenție, i-a făcut de dimineață și de asta sunt un pic mai greu de tăiat. Și cuțitul trebuie, da, ai dreptate. De la cuțit mi se trage. Pentru mâine. Ia, să vedem. Ia, Alexandru, Greta, mâine să pilim cuțitul. Mă duc să-mi iau lăpticul. Ce-mi place la emisiune, oameni buni, la ora 3:30, lăpticul. Mamă, Greta, avem lăptic, ia uite, a venit lăpticul. Perfect, cu cozonac. Așa se vine aici la emisiune. Deci deocamdată, Cătălin, să știi că e în felul următor. Se mănâncă, da. Se trece prin absolut toate papilele gustative, exact. După care se exprimă. Ideea e că se poate observa. Se rupe fâșii? Mamă, cu lapte și cum e? Bă, dar nu e micul dejun. Ia și tu lăptic dacă vrei. Hai, du-și la băiatul. Uite pe Moroceanu că bea și lăptic. Și băieții duri beau lapte, ce credeți? Mie-mi place, că are de toate. Foarte bun. Mie-mi place. Dar Luca, dar numai că nu sunt în juriu. Eu-s băgător de seamă aici. Nu pot să-ți dai seama. Ai băgat crema de ciocolată în el? E și foarte cald. E foarte gustos. A căzut și pe mine. Mai ai lăptic, Cătălină. Dacă te vede de ghiță că bei lăptic și mănânci cozonac. Deja o să posteze, știi, mă, uite să mănâncă lapte. Da. Moroșanu, ține laptele în mână cu cozonacul. Cum așa, să fie o poză, da. Știi, ia. Ia și acum ghiță zice. Uite-mă ce exemplu pentru societate ăsta. Pentru sportiv, ia. Dar e gustos, n-ai ce să zici. Bă, mie-mi place. Perfect. O să începem, oameni buni. Să jurizăm. Alexandru Cârțu, te rog frumos, din toată inima noastră, ai grijă ce zici. Da. Mi-aș fi dorit să nu fie cald. E foarte greu să dai seama dacă mai trebuia copt, da, sau da, nu. Da, place și cald, că e bun, adică mănânci 3-4 felii instant. Gustul încă nu este matur, uniformizat. Și din punctul meu de vedere, rahatul e mult prea mult. Aici, nu e adevărat, în comparație, niciodată. Deci cu ciocolata mi se pare mult prea dulce. Din ce am văzut în filmare, compoziția ta, mă rog, cred că ai folosit acolo ciocolată topită? Sau ai folosit cremă de ciocolată? Cremă de ciocolată, cremă... cu cacao. Am făcut o compoziție. Părea cam fluidă. Aceea, da. Aceea da. A ieșit un pic mai mult. M-a speriat, mă așteptam să se ducă mai mult compoziția în jos, să aibă o gaură mult mai mare. Da, până la urmă e ok. Ca și tehnică pentru ceea ce a ieșit aici e destul de bine. La exterior gustos, arată nu? Foarte bine. E gustos, mi se pare mult prea dulce combinația asta de ciocolată cu rahat. Eu l-am făcut exact după gustul meu și cum mi-ar plăcea mie și cum... Ai niște gusturi bune. Am și cerințe, mulțumesc. Să nu ți le schimbi. Foarte bun, adică n-ai ce să zici. Cătălin Moroșanu, tu ce părere ai despre acest cozonac? De asta trebuie să facă bărbații cozonac, pentru că ei știu că nu-i prea... Femeile sunt dependente de dulce, tati. Și din ce în ce mai dulce fac... Cozonac? Nu? Îl face pe cum face cozonacul, așa că... Ți se pare prea dulce? Nu, mie ce nu-mi place la cozonacul ăsta? Ce nu-mi place? A luat ăsta, parcă e prea... Că l-a făcut de dimineață. Cleios. E cleios pentru că e cald. Da. Puteți să veni și pe mâine? Și... Da. Poate doamna vine în finală pe el gata... Nu, îmi place. Deci arată foarte bine, numai că e cleios ăsta. Și
Tocmai pentru că este cald. Și parcă mănânc... Na, e cald, dar uite-te și tu cu rahatul ăsta, uite-te aici. N-am știut, sincer, că trebuie să-l fac, altfel că cel mai... Un cozonac când e cald, când e cald și l-ai strâns așa, deci el rămâne... Da, zici că rămâne aluat, tu știi, asta e toată beleaua. Ce ai făcut? N-ai mai făcut proba amortizorului. Păi n-are cum să facă proba amortizorului, că va rămâne așa. Da, da, mâine... foarte puțin. Mâine s-ar putea să nu mai fie așa. Ăsta tăiat, nu. Unul întreg, da. Că deja, dacă l-ai tăiat... Nu, dacă nu-l tăiem, s-ar putea să fie perfect, nu? Mâine, dacă îl ții acoperit, sau... Domnul Navasile zice da. Și aveți de spus. Ai exagerat cu umplutura. Trebuia luat mai mult, mergea la forma asta, o cantitate mai mare de a luat. Iar... A zis că l-aduce la televizor, trebuie să fie arate bine. Păi, arată mai bine dacă era o idee mai mult. Totdeauna cei da. Mult arată bine. Crema aia nu ai... Nu mai trebuia pus cacao în crema aia de ciocolată. Am mergea. Făcut fără cacao și s-a făcut, a fost mai lipicios, practic, aluatul și nu prea se vedea, pentru că atârnă mult mai greu. Și de asta am zis, mai bine o combin cu cacao, ca să nu cadă... Dar de la ce e lipicios? A spus lipici în el? Nu, nici nu e copt suficient, mai mergeam un pic la seara copt. E și greu să testezi un cozonac cu ciocolată... Dacă înfigi scobitoarea în el și ai înfipt-o în ciocolată, te poate păcăli. Da, da. Tocmai că nu mi s-a luat nimic și folosesc tehnica aceea veche cu firul de la mătură, care... Și nu mi s-a luat absolut nimic, nici măcar ciocolată. De asta sper că e firul de la mătura nouă, nu? Da. Da, nu, că am mâncat vreo patru felii, adică este e ok. O mătură specială. Nu, nu, mai glumim și noi, suntem haioși aici. Râdeți, mă! Cum e viralul ăla de pe internet. În aluat nu e, dacă mănânci separat numai aluat, nu e suficient de nici aromat, nici dulce, nici să simte și o idee gustul de drojdie. Da, da, da. Nu mai am, dar în care ai prins un pic de compoziție, nu-ți mai dai seama, dar nu prea mai poți să mai, nu mai simți aluatul. Aluatul nu mai există, compoziția acaparează tot. Și rahatul deci în combinație cu ciocolata asta chiar e teleșină. Exact. Deci că a folosit prea mult compoziție. Da, da, da. Eu n-aș mai fi pus rahat și da. Dacă l-aș fi adus... Așa am făcut la filmare și am zis să... Crema aia de ciocolată mergea niște nucă. Bine măcinată și o mai legau, mai întărea. Dar vreau să fiu sincer. Și mai și tempera. L-a făcut lipicios ca să se lipească de juriu. Asta a fost. Perfect. Asta n-am vrut să spun eu. Dar nu, e un cozonac bun. Are mici hibe, dar nu e un cozonac... Nu e un cozonac rău. Nu. Adică se pot repara hibele astea. Da, da, da. Da, absolut. Absolut. Tehnică se vede că e. Și e muncit. Doamne, e pe drumul cel bun, credeți-mă. Deci cozonacul chiar e pe drumul cel bun. Oricum mai avem și o ediție de Paști. Vă așteptăm și atunci și așteptăm și pe toți cei de acasă. Ne-au zis să dăm note pentru că vinere finala. Și dacă vinere finala și dacă mergeți în finală, vreau din seara asta să vă duceți să faceți cozonaci. Să țineți pe balcon la rece și când îi aduceți vinere aici să fie bognă. Dăm notele. Numărați banii pe sub bar sau? Fără număr notele. Oameni buni, te las pe tine să alegi prima persoană care vrei să-ți dea nota. Cine? Domnul Alex. Domnul Alex Cârțu! Domnul Alex, teacher. E o notă mare și îmi doresc să te mai... Nu sună bine asta, îmi doresc să te mai văd. 10 adică? E interpretabilă. Mi-aș dori să te mai văd cu asta e același cozonac, varianta îmbunătățită. Mai... Da, nota mea e 8. 8? 8. Alex Cârțu, stați să vă zic. Eu zic să stați liniștită că a dat și 7, uite, a dat 7, 7, 7, 9, 9, 9, 10. Alex Cârțu, nota 8. Ha, și sunteți a 8-a concurentă. 8, 8. Mergem la Cătălin Moroșanu. Eu. 8. Cătălin Moroșanu, 8. Așa de unul la mine că am dat 8 cătă, să mă, parcă trebuia să dau 10. Domnul Nea Vasile, da, pregătit pentru a da o notă. Aș vrea să văd în finală cu zona cu ăsta. Ați vrea? Înseamnă că dați 10. Nu, despre asta e vorba. Păi stați, păi da, da. Dar... Dacă dați 10, poate merge, eu știu, adică 8, 8, 16, cu 10, 20.
cu inglez. Tot? Da. Ați copiat unul după altul. 8 cu 8, 16 și cu 8. 24 de puncte. La cum arată, nu prindeți finala de vineri. Dar mie mi-a plăcut mult cozonacul și pe cuvântul meu de onoare, chiar vă spun sincer că e foarte gustos. Decât, a fost mult mai bun decât alți cozonaci. Ce da, să facem? După ce ați dat nota 8. Generozitatea lui Ruby nu se poate compara cu primul cozonac. Este infinit mai bun decât primul cozonac. Dar dacă Ruby a fost prea generoasă, ce să facem? Da, ideea e că avem și competiția de Paști, dar Crăciun facem cozonacul de aur și de Paști. Și să știți că partenerul nostru, Dr. Oetker, v-a dat acest coș cu produse. Mulțumesc. Și vă rog frumos în seara asta, vă duceți acasă și faceți cozonaj, da? Și până de Paști veniți cu ei. Sigur. Perfector, cum felicitări, serios. Mulțumesc. Chiar foarte gustos pe cuvântul. Și mie mi-a plăcut și cu ciocolată. Și mie la fel. Ei sunt mai de modă da? Veche, dar mie mi-a plăcut cu ciocolată, mi s-a lipit pe degete. Foarte bun. Mulțumesc. Așadar, să știți că acest cozonac a fost făcută de Raluca și a fost după o rețetă de pe internet. Mai multe rețete. Păi aici e problema, trebuie să luați doar una. Am făcut ce mi s-a părut mie că ar trebui să iasă bine. Dar e foarte gustos. Mulțumesc. Poți să vă pup, se supără soțul? Nu. Mulțumesc mult. Asta e. Mulțumim mult de tot!